Suntem a doua seară împreună, mai trecut o zi, suntem cu o zi mai bătrân decât ieri și când fratele Ionuț recita poezie, eu am făcut o rugăciune. Doamne, fă ca la anii care are fratele Ionuț, să arăt și eu așa ca el. Vrem să ne ridicăm în picioare, să citim câteva versete din Sfânta Scriptură. Am avut alte gânduri și spunea fratele Octav un alt subiect. Dar acum am revenit la o predică datorită felul în care dumneavoastră v-ați comportat. Romani, capitolul 12, vreau să citesc la versetul 6, pagina în Biblie 1106. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râmnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Frații mei, pentru că ne cunoaștem mai bine decât ieri, îmi permit să vă pun câteva întrebări. Suntem într-o biserică pentecostală, da? O biserică apostolică, botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Amin? Amin. Dumneavoastră ați primit botezul cu Duhul Sfânt? Amin. Chiar aș vrea să întreb, așa, ca o curiozitate, cine a primit botezul cu Duhul Sfânt? Să ridice mâna sus. Slavă Domnului! De aici nimeni? N-a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Uite acolo, sora. Cred că este o problemă ca frații să o încerce, să pregătească pentru botezul cu Duhul Sfânt. Și acum dați-mi voie să vă mai spun ceva. Domnul vouă v-a promis darul. Întâi trebuie să vă boteze cu Duhul Sfânt. Dar și botezul cu Duhul Sfânt și darul de Duhul Sfânt, de regulă, se primesc în urma rugăciunii. Când se termină adunarea, să nu ieșiți afară repede, vreau să vorbesc ceva cu voi. Să întrebe cele 10 surori care în momentul când au început rugăciunea au ieșit toate o dată afară. Să văd unde au fost, dacă s-a făcut ceva bun, fac și eu. Dar să-mi spuneți ce anume. Frații mei, suntem Biserica lui Dumnezeu botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Noi am făcut și iarna asta stăruință și avem foarte puțin în adunare care nu au primit botezul Duhului Sfânt. Și eu am o fată care are 16 ani, o primit încă de anul trecut, dar noi cam din clasa 8, a 9, fetele, băiețe, intră în stăruință și Domnul îi botează cu Duhul Sfânt. Vreau să vă mai întreb ceva. Darurile Duhului Sfânt, că despre ele vreau să vorbesc în seara asta, sunt aici date de Dumnezeu? Sunt frați, surori care au vedenie, care au vise de noapte, care au vorbirea în limbi, care au prorocia. Sunt? Amin. Slavă Domnului! Bine că sunt! Acum vreau să vă mai întreb încă de un dar de care vreau să predic în seara asta. Spunea aici Romani, capitolul 12, versetul 8. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Care din dumneavoastră are darul îmbărbătărilor? Să ridice mâna sus. Acolo este un frate care are darul bărbătărilor. Nu mi se pare că e puțin un dar la o adunare așa de mare? Dar ce înseamnă de fapt îmbărbătare? Eu am constatat că în ultima vreme diavolul are niște arme puternice pe care le folosește împotriva copiilor Dumnezeu. Și nu predicam de aici, că aveam altă predică, dacă nu spunea prin Duhul Sfânt că vine diavolul cu depresie, cu deznădejde, cu o supărare din aia nejustificată. Toate îți merg bine și tu ești supărat și bombă în continuu. Și cu duh și gând de sinucidere. Eu am stat în fața unor persoane care au vrut să sinucidă. Odată eram cu frații ăștia și mă întreabă o fată la telefon. Frate Dragoș, tu primești mărturisiri la telefon? Dar de unde ești mai fată? Mi-a spus în oraș mare din Ardeal. Deci acolo nu sunt atâția păstori, nu sunt 15 adunări. Frate Dragoș, dacă nu-mi primești mărturisirea, eu închid telefonul și mă omor. Ăsta e gândul meu când te-am sunat. Că dacă nu stai de vorbă cu mine, mă omor. Am spus, stai mai mult omorul, stai așa.
Și am spus la frați, măi, rugați-vă, rugați-vă, tot e o problemă. Ei bine, am stat de vorbă cu ea, ne-am rugat, s-o simțim mai bine, o trebuie de la Suceava să mergem 400 de kilometri, 350, până în orașul ăla, să o chemăm, să ne rugăm, cu punerea mâinilor, să poruncească frață Duhul acestuia de sinucidere să plece, ea a rămas liniștită, a început să zâmbească, a luat bacalaureatul cu 10, o dat la facultate și era bine mersi, vorba română. Dar mai înainte, de ce nu era bine? Odată veneam cu un frate de misiune, la 12 noaptea ne sună un frate, fratele, am auzit că treceți prin orașul nostru, tot în Ardeal era. Am spus, da, intrați la noi. Măi, omule, 12 noapte, nu-ți fac vizite. Frate, eu nu v-am chemat de vizite și de mâncare. Vă rog, intrați pe la noi. Și pentru că treceam pe lângă casa lui, el era poartă. Și ne-a oprit și am zis, ce s-a întâmplat? Haideți până la mine. Intrăm în cameră o fată, așa ca voi, tânără, frumoasă, plânsă, ochii roșu, tot așa. Și eu o văd și spun, dar ce cu tine tu? Fiindcă fusese seara de adunare, am întrebat, tu ai fost la adunare seara asta? N-am fost. Dar de ce? Dar ce se fac? Dar de ce ai plâns? Dar cum de ce am plâns? Dar nu vezi ce cu mine? Dar eu mă, ce cu tine, măi? Dar cui mai trebuiesc eu? Că nu mai trebuie să la nimeni. Stai, măi, oprești un pic, măi. Cine ți-a spus că nu ești bună duminica și că nu mai trebuie la nimeni? Cine ți-a spus? Dar știu eu, nu, măi, diavolul ți-a spus, măi. Și o trebuie să stai, frate, de vorbă, o trebuie să fac o rugăciune atunci în mes de noapte, o trebuie fata asta în loc de lacrimi să zâmbească, o trebuie părinți să spună mulțumim Domnul, a doua să o pleca la Cluj, la facultate și sănătoasă și bine și în ziua de azi. Dar cine i-a spus cu o zi mai înainte că e urâtă, că n-are minte, că nu trebuie la nimeni, că nu-i bună de nimic? Are diavolul în zilele noastre o armă cu care luptă, în mod special cu tineri, dar și cu cei vârstă. Odată am fost chemat într-o familie, frate, stă de vorbă cu sora asta. Măi, și că stau de vorbă cu ea, avea mai mulți copii, ea voia să se sinucidă. Frață, știam. Și stau eu de vorbă, soră, dar nu-i bun, dar e păcat. Ascultați la mine. Îmi dai niște versete din Scriptură, că mă convinea, domnule, cu Biblia. Nu mai știam ce să spun. Uite, frate, citește acolo, uite acolo. M-am dat o seama și am spus, dar ce eu fac studiu biblic cu diavolul, măi? Doar să-i un duc din... Hai să ne rugăm. Și ne-a rugat și Dumnezeu, o eliberat, tu trăiești și în ziua de azi. Ei bine, are diavolul așa niște arme cu care vine și la voi. Că nu o să reușiți în viață, nu o să reușiți în căsătorie, că nu sunteți buni, că nu sunteți frumoase, că nu vă înțelege tata, păi comitetul prea sever. Și vine cu lucruri din astea la voi și acum e nevoie, ca să contracarăm armele diavolului, e nevoie de un dar al Duhului Sfânt. Și am numit eu darul îmbărbătărilor. E dacă un frate a spus că are darul bărbătărilor, Domnul să-l binecuvinteze. Și dacă mai spunea careva că are darul îmbărbătărilor, eu aș vrea și vreau să-l întreb, când ai îmbărbătat ultima dată pe cineva? Când ai stat de vorbă cu unul, l-ai îmbărbătat și spune-mi ce ai spus. Când l-ai făcut pe unul să se simtă bine, pe unul să capă de credință, pe unul năcăjit să zâmbească. Azi a venit o soră la rugăciune și era de supărată și atâta o plâns. Și Domnul i-a vorbit, o cercetat-o și la urmă i-a spus, soră, hai te rog frumos, uite la mine, uite, hai râs un pic. Că mie mi se pare că matare mai frumoasă ești că râs decât atunci când plânge. Și el începe să râde, chiar era frumoasă, uite așa rămâi, uite cu râsul ăsta du-te acasă, gata. Ești și du-te cu râsul ăsta acasă, nu mai lua iară fața aia posomorâtă. Eu aș vrea ca astăzi să dea Domnul darul îmbărbătărilor între noi, amin? Ce înseamnă îmbărbăta? Înseamnă încurajat. Eu, înainte cu o duminică de a veni în America, am predicat acasă, nu despre darul îmbărbătărilor. Numai un gând mi-a venit și a spus, fraților, slujesc atâția ani aici la dumneavoastră, atâtea probleme, dar așa de puțin m-a îmbărbătat. Vă rog frumos, când sunt gata adunarea, nu fugiți repede din parcare, în mașină și acasă. Vă rog frumos, treceți pe la mine și îmbărbătați-mă. Am și eu nevoie de o îmbărbătare, am nevoie de o vorbă bună, am nevoie să stați de vorbă cu mine. Știți, odată a murit un frate, era el tare conservator. Și când intra prin adunări așa, acuza păcat, unii nu mai chemau prin adunări, când venea ca o frică. Ei bine, a avut un accident.
accident de mașină, a murit și el, și nevastă odată, și au rămas câți copii, 8 sau 10 copii au rămas. Ei l-a privit, au venit toți frații și predicau. Fratele a fost un om deosebit, a lucrat pentru Domnul, s-a folosit Domnul de el, va rămâne un exemplu pentru noi. La urmă l-a pus la predic cu fratele Vasilia Coban, la Cajmana, nu știu dacă îl știm. Și el a spus, fraților, așa de tare lăudați pe fratele ăsta mort, dar eu am o dorință la voi. Știu că la să mor o să mă lăudați și pe mine. Știu că la privechi am spus să mă lăudați, dar n-ați vrea să începe să mă lăudați din sara asta? Ca să prind și eu o vorbă bună de la voi. De ce tăte aprecierile, de ce tăte vorbele bune le ținem pentru seara de privechi? Fratele ăsta, sora asta, de ce nu ne-a vorbit de bine acum, nu? Ei, și m-am spus la adunare, așa? Și la urmă, când făcut atâta adunare, un frate, dar pacea Domnului, frate Dragoș, Domnul să te binecuvinteze și să mai stai pe acasă, că unul cam priparut cu mitanii. Și-o plecat. Zic, băi, Nicolae, stai, dar bărbătarea, deocamdată ți ajunge atâta. Și mai vine o soră și spune, frate Dragoș, eu am venit să te îmbărbătesc, ne-am mânat cu mine, pacea Domnului, să știi că eu te port pe inimă de 15 ani. Odată ai spus pe o vorbă de bărbatul meu. Dar ce vorbă? Că și e sarcin care nu s-a lui, omul ăsta avea la nivelul darul milostenii. Și chema săraci, îi chema el la noi. Și le făcea strângeri și trimite la frat, biserica nu știa. Mă sunau frații, frate Dragoș, l-ai trimis pe fratele X? Nu l-am trimis eu, măi. Și îi spun, măi, soră, bărbatul tău și e sângul pe voraș. Ei, acum am venit să spun că de 15 ani am ceva împotriva ta. Zic, bun, am lămurit noi treaba, altceva, zic, o îmbărbătare acum aștept. Zic, o îmbărbătare. Și ea se uită, îți gândește, zic că poate mai am ceva cu tine, dar nu-mi deprimim de acum. Fraților, îmi spune, ea nu știe să dacă ce e îmbărbătat. A îmbărbăta înseamnă a încuraja pe cineva. Și de multe ori e nevoie de darul îmbărbătărilor, Domnul să-l deie, că-i prin Duhul Sfânt să dă darul ăsta. Și eu vreau la urmă, când terminat adunarea, nu fugi la mașină. Dați-mă ce folosit ai să fii de Dumnezeu, ce frumos cânti, ce ascultătoare, ce bine ai schimăriți tu, așa să vă îmbărbătați unele pe altele. Amin? Amin? Domnul să ne ajute. Frații mei, când vorbim de îmbărbătarea aceasta, ca să pot eu îmbărbăta pe altul, trebuie să fiu eu îmbărbătat. Prima dată. În Psalmul 23 spune, paharul meu e plin de dă peste el. Și când paharul meu dă peste el, păi dă îmbărbătare la alții. Știți ce îi spunea odată Dumnezeu? În Iosua, capitolul 1, cu versetul cât 6 acolo. Întărește-te și îmbărbătează-te. În Deuteronom, capitolul 31, cu versetul 7, Moise îi spunea lui Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te. Înseamnă că îmbărbătarea îmi revine într-o măsură și mie. Eu trebuie să mă îmbărbătez eu pe mine. Doamne, ajută-ne la asta. De ce tot pesimist? De ce toate nenorocirile să ne se întâmple nouă? De ce să nu avem și un gând optimist? De ce să nu vedem înainte binecuvântarea? Prima formă de îmbărbătare este să ne îmbărbătăm noi pe noi. Și îmbărbătarea aceasta să fie în bine. Psalmul 64 cu 5 spune, cei răi să îmbărbătează răutatea lor. Nu, nu, nu de asta. Noi trebuie să ne îmbărbătăm. Aduceți-vă aminte în Samuel capitolul 30. Arde țiglavul, David pierde nevasta, copiii ca la balâcurile, plânge până nu mai poate de plâns, poporul vrea să iei pe troaie să-l omoare și la un moment dat în versetul 6 spune așa, David s-a îmbărbătat pe Domnul Dumnezeul lui. Baza noastră de îmbărbătare, la care ne asigură îmbărbătarea și succesul, este Dumnezeu. Amin? Avem pe ce să ne îmbărbătăm. Avem de la ce să plecăm cu îmbărbătarea. Noi ne îmbărbătăm pe Domnul Dumnezeul nostru. Dumnezeu să ne ajute. Amin? Știți, eu am făcut armată la Timișoara, la infanterie. Și ne punem să atacăm niște tufi în poligon. Erau niște tufani și noi mergeam cu arma și cu baioneta și câștigam. Făceam ură, strigam de nedurie pe ură, știți? Am cucerit doi spii în poligon. Și strigam și am întrebat toată caporala, ce strigăm? Păi e un fenomen psihologic.
ceva psihic. În momentul când toți sunt bărbatea, eu strigă ură, 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 vrăjmașul se tene și noi căpătăm putere. Ei, cam așa e și la adunare. Odată o strigă cu unul într-un psalm, spune așa, psalmul 100, strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Amin? Strigăm de bucurie în seara asta? Așa, să ne se ducă somnul, să ne se ducă tristețea, să ne se ducă pesimistul și să strigăm de bucurie către Domnul. Amin? Intrați cu laude pe porțile Lui. Face să răsune cântece în cinstea Lui. Asta în adunare, în seara asta. Doamne ajută-ne! Vorbind de îmbărbătarea aceasta, eu m-am gândit și îmbărbătarea proprie, cum se face? În Ezra capitolul 10, versetul 4, oamenii țării spun așa, lucrul acesta te privește. Scoală-te, îmbărbătează-te, că suntem cu tine. Noi trebuie să ne îmbărbătăm fiecare în lucru care ne privește pe noi. Să ne folosim darul care ne-l-a dat Dumnezeu. Să suntem în pătrățica în care ne-a pus Dumnezeu, în slujba în care ne-a așezat Dumnezeu și acolo să ne îmbărbătăm. Doamne ajută-ne! Cum începe îmbărbătarea asta? Spuneam eu altă dată în Ioan capitolul 3, versetul 10, partea a doua spune așa. Cel slab să zică, sunt tare. Puteți spune că sunteți tari, surori? Sau sunteți slabi? Cum? Suntem tari, nu? Păi de aici începe îmbărbătarea. Frați din adunare, ce e mai slab? Poți să spun în seara asta, eu sunt tare? Vreau să zic că cel ce e slab, eu sunt tare în Hristos. O cântare frumoasă. Cel sărac, eu sunt bogat. Cel bolnav, sunt sănătos. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Am mai povestit eu asta și frații m-au mai zâmbit, dar vă rog să nu zâmbiți. După ce m-am căsătorit, eu am lucrat mecanic, locomotivă, am de zile. Mă schimbam în gară la 1 și 2 noaptea. În gara de lângă Suceava, într-o gară, se cheamă Șcheia. Și unde se dorm? Și mă întreabă nevastă, dar tu unde dormi? Când... Zic că am fost la soră mea în oraș. Aveam o soră în orașul Suceava. Și ea spune, vai, o dată, de două ori, dar spune, dar mergi atâta noaptea pe drum, îți vreo 3 km, ca să mergi până la Aneta, ca să dormi. Dar eu zic, stai liniștit, nevastă, eu nu merg roată. Eu merg pe cărare prin păduri. Era o cărare, duce drept la bloc, la soră mea. Și ea mă prinde cu amândouă mâini și spune, uite, acum i-am promis că nu mai mergi noaptea prin pădure. Eu zic, dar de ce să nu mergi noaptea prin pădure? Cum, dar tu nu te gândești, mă, dar nu gândești un pic. Dar mergi noaptea prin pădure, dar prin pădure poți fi un om rău. Și eu zic, băi, nevastă, stai un pic așa, hai gândești tu acum. Hai să admitem că la 1 noaptea în pădure e un om rău. Dar eu mergeam pe cărare, eu fluieram, mai cântam, mai chiuiem câteodată, așa. Și dacă ar fi un om rău în pădure, la ora 1 noaptea, și aude că urc unul pe cărare și fluieră și fâșgâie, de ce să nu se teamă el de mine? De ce să mă tem tot eu de el în continuu? Dacă se teamă el de mine? Dar dacă nu, se teme, măi, vezi treabă, se teme. Măi, fraților, tineri de aici, fete, băieți, de ce toți noi ne temem întotdeauna? Tot noi nu avem servit, noi murim de foame, noi suntem bolnavi, copiii noștri nu se însoară bine, fetele noastre nu se mărită bine, la noi nu-i har în adunare, eu nu pot predica, eu nu pot cânta, eu... Dar eu le pot toate. Mai bine, mai rău, dar le fac. Și cel slab trebuie să spună că e tare. Amin? Amin? Doamne ajută-ne la asta. Ei, e o metodă de a ne îmbărbăta, noi pe noi. Contează foarte mult Evrei 10:32. Aduceți-vă aminte. Știți că și aducerile aminte sunt o metodă de a ne îmbărbăta? O pleca David să se lupte cu Goliat. Și-o spus Saul, măi băieți, dar ăsta e un viteaz, să luptă de tinereța lui. Ce motive ai? Pe ce te bazezi tu când te duci să te bazi cu Goliat? Și el a spus așa, eu pășteam oile tatălui meu. Și când un urs sau un leu în o oaie, eu mă ducem și eu smulgeam. Și dacă se ridica împotriva mea, îl prindem și îl sfâșiam. Ăla care a fost cu mine atunci, ăsta o să fie cu mine și acum. Amin? Amin? Eu vreau să vă întreb pe cei bolnavi. Aici, în adunare, Domnul a vindecat vreodată? Amin. Când ați avut probleme, v-a ajutat Domnul vreodată? Amin. Când v-a
fost foame, vă da Domnul pâinea. Amin. Amin. Păi acum ne bazăm pe experiențele trecute și spunem că Domnul Dumnezeu va face și de aici încolo cu noi, așa? Amin. Amin. Apropo de lupta cu Goliat, un frate predica, nu eu, că ieșea Goliat în mare, 3,25 m, ieșea în față și evreii tâți l-au luat fugă. Că era mare, avea un spate mare, spuneți, un cap mare, și Goliat s-a uitat la el, când a văzut capul ăla mare, a spus, așa s-a bucurat Goliat, că a spus că, uite cap mare, când îi trag un pietru, e drept în frunt, îi trag, că e ușor de nimerit dacă are capul mare, că dacă avea capul așa, că pum, nu-l poți dai preaștea pe lângă, dacă are capul mare, e drept în frunt, îi trag. Hai să vedem rășmașă noștri, ăia mari, că-s bun de bătut. Aia de care ne temem noi, să vedem că îi putem bate pe ajutorul Domnului. Amin? Doamne ajută-ne la asta. Ei bine, primul lucru care vi-l recomand, și aș vrea să fiți bucuroși în seara asta, că nu predic foarte mult, este să ne îmbărbătăm noi pe noi înșine. Doamne ajută-ne la asta. Amin. Ei, și după ce ne îmbărbătăm noi pe noi înșine, ne mai uităm prin adunare la cei supărați și mergem și la ei să îi îmbărbătăm. Care sunt metodele de îmbărbătare? În primul rând, prin vorbire. Bine ar fi să fie o vorbire inspirată. Bine ar fi să fie o vorbire de la Duhul Sfânt. Bine ar fi să fie un cuvânt de cunoștință sau de înțelepciune. Dar ne apropiem de la supărat, de la nenorocit, de la așa, și începem să-L îmbărbătăm prin vorbire. Spune în Cartea Cronici, capitolul 12, versetul 18, așa. Amasai, unul din căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul. O venit înainte lui David și a spus, Davide, suntem cu tine. Fiul lui Isai, suntem cu tine. Când te-a apucat ultima dată Duhul pe tine? Da? Pe tine când te-a apucat ultima dată Duhul ca să vii la căpetenie, frate Viorel, spune? Să-i spui, frate Viorel, suntem cu tine. Când i-a spus ultima dată, Domnul să-i binecuvinteze. Viteazule, noi suntem cu tine. Dar omul ăsta a fost apucat de Duhul. Așa scrie. Amasai, unul din căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul. Și a venit răsărind înaintea lui David. Și după el alții din seminția lui Manase. Davide, suntem cu tine. Vrei să-i spui în seara asta că ești cu el? La ieșire din adunare. Dacă diavolul vrea să facă spărturi, dacă face pătrățele așa și vă împarte pe familie și pe cuiburi și pe interese, în seara asta vreți să-l îmbărbătați? Că de judecat, știu că e judecat, comentarii, știu că sunt destule, dar să vii să spui, capitale, suntem cu tine, împărate, noi suntem cu tine și mergem înainte. Amin? Amin. Vreți cineva darul îmbărbătărilor în seara asta? Amin. Să-i-l dea Domnul. Hai, începeți cu asta. Îmbărbătează-te tu, apoi îmbărbătează căpeteniile poporului. Suntem cu voi, frate. O venit diavolul, vine, are de când să facă spărături, a fost prorocie. Dar noi suntem cu voi și noi mergem înainte și ne rugăm Domnului pentru asta. Amin? Amin. Ce frumos ar fi la adunare să fie așa. Și mă rog Domnul, pe lângă acel dar de îmbărbătare, să mai dea măcar încă 100 aici în adunare. Cuvântul Domnului spune că între neamul era mare frământare. În Fapte, capitolul 15, după ce s-a făcut multă vorbă, la urmă se ridică Iacob, face un rezumat, scrie o scrisoare și trimite către bisericile dintre neamă. Și în 15, cu versetul 31, spunea cuvântul Domnului așa, după ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aduceau. O scrisoare e o îmbărbătat tare. Acum nu mai sunt scrisori. Eu când eram tânăr, lucram la Brașov. Trimitem o scrisoare acasă, adică și acasă trimitem, mai trimitem la cineva. Și după 3 zile făcea până acolo, 3 zile făcea înapoi și exact o săptămână primeam o scrisoare roșie cu o inimioară pe dânsa. Știți ce mă îmbărbătam? Nici mâncare nu mai trebuia, nu cram tătă în ziua, fluieram, de la o bucată de hârtie scrisă, scrisă frumos, așa. Ei bine, oamenii ăștia, neamurile, pocăințe, nu știau ce să facă. Și a venit rezoluția de la Ierusalim. Apostolii, prezbiterii și frații, sănătate fraților, le-au spus acolo. Și le scrie o scrisoare. Când au citit ăștia scrisoarea, nu au mai putut de bucurie. Au spus, gata, Niclar, noi știm cum e pocăința, știm ce avem de făcut și ei s-au îmbărbătat de la o scrisoare. Să ne ajute Domnul să îi îmbărbătăm și noi pe alții, amin? Prima metodă de îmbărbătare este prin
iubire. Și chiar vă rog, dar hai dacă urmă, dați mâna cu o soră și un bărbătean, dă mâna cu un frate, dați mâna cu cei din comitet, eu nu știu cei din comitet, dați mâna și îmbărbătați. Să veniți, vedeți ce bucuros veniți duminică dimineața la adunare. A doua metodă, am să citesc din Cartea Faptelor Apostolilor, e exemplu personal. Pleacă Pavel cu corabia la Roma. Deodată se pornește Euracilon, un vânt puternic. Corabia e purtată în coace și încolo, se dă jos pânzele, se dă jos catargul, coboară parâmele, o încinge cu frânghii, corabia roate, roate, roate și ca o coajă de nucă, așa, zboară pe mare. Timp de 14 zile și 14 nopți nu s-au văzut soarele, nici luna, nici stelele. Oamenii ăștia care cu 267 de oameni stăteau trântiți două săptămâni la rând, n-au dormit deloc. Nu au luat o bucată de pâine în gură, nu s-au bărbirit, cu ochii roșii, speriați, stăteau cu fața în jos trântiți, așteptau să vină un val ca să-i acopere. După două săptămâni, se ridică apostolul Pavel în picioare, ia o pâine, mulțumește lui Dumnezeu și spune, fraților, fiți cu voie bună. Da? Versetul 22. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună. Noi nu avem voie bună mai din nimic care să strică voia bună. Dar la oamenii ăștia, Pavel a cerut, fiți cu voie bună. Acum luați și mâncați, că nu va fi nici o pierdere decât a corabie. Un înger că a Dumnezeului căruia eu îi slujesc, mi s-o arăta și a spus că scăpăm toți. O luat pâine, au mulțumit și spune cuvântul Domnului în versetul 36. Toți s-au îmbărbătat atunci, au luat și au mâncat și ei. Știi cum poți să îmbărbătezi pe cineva? Printr-un exemplu personal. Să spui, băi, se poate îmbrăca frumos la adunare. Uite la fata aceea cât de cuvincios vine. Se poate. Și te îmbărbătezi și tu. Măi, se poate căpăta Duhul Sfânt. Uite la fete, la băieții ăștia, la frați care au primit Duhul Sfânt. Și când vezi pe ei că vorbesc în alte limbi, vă îmbărbătați și voi, Domnul să vă îmbărbăteze. Amin? Se poate trăi în pocăință. Se poate face voia lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului, că doresc să vă văd ca să vă dau un dar duhovnicesc, Romani 1 cu 12 și 13. Sau mai degrabă să ne îmbărbătăm la oaltă, în mijlocul vostru, prin credința care o avem. Știți că există o îmbărbătare în credință. Când eu sunt tare în credință, tu ești tare, el e tare, el e tare, ne îmbărbătăm în credință unii pe alții. Dumnezeu să ne ajute. Nu uitați de metoda asta a îmbărbătării prin exemplu personal. Frații din adunare care mă văd pe mine, trebuie să fie îmbărbătați. Fratele din adunare care mă ascultă predicând pe mine, trebuie să fie îmbărbătați. Fratele din adunare cu care lucrez eu, cu care merg cu trocul, cu care învăț la școală. Noi avem niște exemple grozave. O fată de la noi s-o omis mireasă, toată familia nepocăită, prigonită, fugărită. Și am întrebat-o, dar tu unde te-ai pocăit? Și ea spune, eram în clasa 12 de liceu și îmi plăcea tare muzica. Și două fete, în pauza mare, s-au pus în bancă și au început să cânte o cântare pe două voci. Cântarea spunea, încă mai este loc la cruce. Și pentru tine, dragul meu. Și pentru tine, la Golgota, a murit Fiul lui Dumnezeu. O, vino azi cât mai degrabă, că mâine va fi prea târziu. Iisus te cheamă în veșnicie, vino acum cât mai ești viu. Și eu întrebat, dar ce cântică e ăsta? Îi de la noi, la adunare. Ce adunare? La pocăință. Mă luași pe mine, o fost la adunare, o rămas pocăită, o rămas foarte prigonită și acum era mireasă. O venit toată familia ei cu șuntea plecată, unii nouă să vină. O dat Dumnezeu un har în adunare, așa plângeau și părință și cumnată și o schimbat ideea despre pocăință. De ce? Că două fete au fost exemplu în adunare. Ele nu mesticau gumă, nu se tăiau căști în urechi, nu dansau așa pe întuneric, ele cântau cântarea, încă mai este loc la cruce. Cântați și voi cântarea asta și Domnul să vă ajute, amin? Deci nu uitați de a doua metodă de îmbărbătare, care este exemplu personal. Mai am o metodă, nu știu dacă o să vă placă, dar e Scriptură și așa cum scrie, așa o citim. Scrie în 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 1 și 2. Este de prisos să vă mai scriu cu privire la strângere de ajutoare pentru Sfinți.
Cunosc în adevăr bunăvoința voastră cu care mă lau cu privire la voi către cei din Macedonia și ne spun că Ahaia este gata de acum un an. Și râmna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți dintre ei. Știi cum poți să îmbărbătezi pe un sărac? Să-i faci o strângere de ajutor. Vă place metoda asta? Nu știu dacă vă place, dar e scrisă și nu pot lăsa. Deci când e unul necăjit, un orfan, o văd, vă lipsit, eu ars casa, se întâmplă ceva, nu te duci cu predici frumoase. Că nu îmbărbătesc. Du-te și dă-i ceva în numele Domnului și vezi cum deodată se luminează fața. Am fost chemat împreună cu fratele Liviu într-un orășel de lângă Suceava. Zic că, frate Dragoș, avem un om cu depresie. Nu poate dormi noaptea, plânge, e foarte supărat, să vă rugați pentru el. Mă duc la el cu un pe 3-4 frați și spun, măi, ce s-a întâmplat, măi, frate? Frate, eu am lucrat în Italia, mi-am făcut un pic de căsuță, am venit acasă, m-am căsătorit, am 3 copii, am o vacă și un cal, lucrez în construcție, am căzut de pe casă, m-am lovit la spate și de 6 luni de zile stau în pat. Între timp, pe nevastă mi-au dat afară din serviciu, era educatoare, s-au redus postul. Copiii i-au luat socrul meu când n-am ce să le dea mâncare. Era anul care a început, înainte cu o săptămână de a începe școală. Frate Dragoș, n-am bani să cumpăr caiete, n-am bani de teriș, n-am bani de iozdan, mai am 4 zile începe școala, n-am bani să-mi trimit copiii. Nu pot dormi, dorm o jumătate de oră, de așa stau toată noaptea, nevastă mi-a spune, culcă-te, și eu nu pot dormi, și eu mă duc ca păstor. Și știu să predic. Băi, nu te teme, Dumnezeu e mare, o hrănit Israel cu prepelință. Și el stă mânios, așa. Dumnezeu o hrănit, o dat apă din stâncă. Și el stă așa. Dumnezeu are cerul și pământul, măi, are pâine și pentru tine. Și el stă așa nimica. Măi, când văd eu că n-am niciun succes, mă duc la bai, bag mâna în buzunar și mă uit, aveam 200 de lei. Îl întreb pe Liviu, băi, tu aici la bani, nici că am 100. Îl întreb pe șoferul care, am și eu 100. Mai era un frate 100, am făcut 500, adică 5 milioane în vechi. Și am spus, băi, nu te teme, băi, Dumnezeu, cu vorbele mele, ca nuca de perete. Așa, cum se prinde mazăra de perete, așa era atât de predica mea. Și la urmă, acum, aveam și eu curaj. Și spun, băi, Dumnezeu e mare, Dumnezeu va avea grijă de tine, Dumnezeu, noi trebuie să plecăm. Unde ia din ziua banii ăștia? Acum ia repede. Și noi o să mai îngrijim de tine. Frații mei, știți, s-a uitat omul ăla la bani, frate, dar n-am vrut. Băi, e bani și trage în urmă. Știți cum s-a luminat omul ăla la față? Și am întrebat pe frații de la Humor, că el nu-i din Humor, din localitatea alături, dar merge la Humor. Băi, ce mai face frate ăla? Băi, nu-l vindeca Domnul, măi. L-au vindecat, Domnul nu mai are nimic. Noi ne-am dus acasă, am făcut o strângere la alimente, ne-am dus cu o mașină, i-am dus-o. Și Domnul l-a vindecat, dar nu prin predica mea, nu cu citate de Scripturi, cu 2 lei care i-am dat în numele Domnului. Și acum vine Biblia și spune că ăia din Ahaia, îmbărbătați de râmna voastră, eu gătați strângerul de ajutoare. Noi n-am venit după bani, nu ne-o trimis biserica nici după bani pentru săraci, nici pentru noi. Dacă vreți să dați ceva la săraci, nu-mi dați bani așa pe ascuns. Dacă sunt pentru săraci, stau cu două mâini de tinsă și îi dați așa. Dar nu știu cât. N-am pe inimă, pe cuget, niciun leu, niciun euro, niciun dolar de când slujesc până acum, că mă tem de Dumnezeu. Dar ce-mi place mie, că darul ăsta a îmbărbătărilor încă mai funcționează. Am fost acum, de când sunt în America, o adunare mare, mult mai mare ca asta, o casă foarte frumoasă, am predicat, am plecat la un sărac. Mi-am spus, Domnul, să te binecuvinteze. Plecat să o predic pe multe adunări. El nu știe că eu o predic. Dar tare nu, o să am 15 copii. Care are darul ăsta în bărbătărilor în adunare? Când ați ridicat mâna că vreți darul în bărbătărilor, vreți și metoda asta de îmbărbătare? Scrie în Cartea Cronici, capitolul 29, s-au făcut dările pentru templu. Și primul a venit împăratul, a spus, eu am adunat pentru fiul meu să luăm mult. Aur pentru aur, argint pentru argint, lemn pentru lemn. Și în afară de asta, ce am adunat eu pentru Domnul, dau și eu, tot aurul meu, tot argintul meu îl dau Domnul. Vreo 3 versete mai jos spune că peteniile poporului s-au bucurat mult și au făcut mari daruri pentru templu. 2 versete mai jos spune poporul s-a bucurat foarte mult. Știți de ce? Eu îmbărbătat David. O spus, oameni buni, tot
ce am eu dau pentru templu? Că prieteniile, când au văzut, dăm și noi la templu. Poporul din rând, dăm și noi la templu. Că asta înseamnă darul îmbărbătărilor. Să ne dea Domnul și nouă. Amin? Dragii mei, vorbesc, amintesc ultima metodă și trec la loc. Spune cuvântul Domnului 1 Corinteni 14:31. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați prin prorocie, prin darurile Duhului Sfânt. Timpul trece, nu explic foarte mult. Cât îmbărbătare am primit-o prin Duhul Sfânt, nu era niciun om în stare să mă îmbărbătez. Când înainte de necaz, înainte de problemă, venea Duhul Sfânt și vorbea. Oameni care nu au fost niciodată, eu după căsătorie 12 ani am avut copii. N-am făcut nimic ca să am și n-am făcut nimic ca să nu am sau ca să am. Când frații m-au pus prezbiter, eu n-am acceptat. Am spus, n-am copii, trebuie să iau copiii în brață. Am venit o cumnată de-a mea și mi-a dat o pernă în brață. M-a spus, învață-te, mă, că doar tu ruici capul la copii, dacă nu știi. Și eu leac, am fost deranjat. Și m-a ridicat în adunare, mi-a spus, nu, frate, n-am copii. Și nevastă mea nu a vrut nici de cum să fiu. A venit un frate, nu a fost niciodată la mine în casă. Și are nevastă mea o lucrare. Ascultă, femeie, dacă înțelegi care e slujba bărbatului tău, eu am fost ales în adunare. Am avut votul secret al bisericii, am avut tragere la sorți, două sorți pe ambon și am avut prorocii. Trebuiau să ai trei mărturii. Și măcar că le-am avut, am refuzat. Nevastă mea nu a fost de acord. Se spune, ascultă, femeie, dacă vei înțelege care e slujba bărbatului tău, ridic o cara și îți dăruiesc familie. Dacă nu, îl voi pune bolnav pentru toată viața în pat. Nevastă mea începe să plânge, îmi spunea la ureche, prinde-te, prezbiter. Am un mașină prins, dar nu mai întreba nimeni. Și a venit vremea ca să mă întrebe frate, a venit vremea să mă ordineze, soția a rămas însărcinată, a născut o fetiță, a rămas însărcinată, a născut un băiat, când a rămas însărcinată cu al treilea copil, era la 3 luni și jumătate de sarcină, eu am mai pus un prezbiter, am organizat adunarea, am organizat comitetul și am spus că în sfârșit mă retrag de acum. Și la ora 10:20, duminică dimineața, după timpul de rugăciune, am spus, fraților, o surpriză, nu știu cum o vedeți, am organizat adunarea, dați-mi voie să mă retrag, niciodată n-am avut dorință de a conduce și eu vreau să mă retrag și să stau în bancă. Când am spus vorba asta, prezbiterul care era, hai că trece timpul, care era, îmi spune, dacă se retrage, frate, dragul, mă retrag și eu. Eu n-am știut. În jurul amvonului la noi, erau peste 30 de frați trecuți de 70 de ani. Cu capul alb, așa cum fetele noastre erau bătrâni. S-au ridicat unul și au spus, frate Dragoș, când te-am pus prezbiterea, ai avut vot, sorți și prorocii. Când ai dat demisia, ce ai? Și eu am spus, nemulțumire, ambiție, să-ți fie rușine. E Biblia de Dumnezeu, Doamne. Am luat Biblia, că nu te jucai cu bătrânii ăștia. Erau cu suferință, cu pușcărie, cu securitate în spate. Dă-i un mult la bancă. L-a întrebat pe celălalt, tu ce ai avut? Dă-i un mult la bancă. Și mi-a ținut ultima bancă o lună de zile, o condus fiică și eu, să conduc adunarea mai bine ca mine, și după o lună a spus, veniți în față. Ești păstor și ești prezbiter. Altceva am vrut să vă spun. Când am dat demisia la ora 10:20, m-am uitat la ceas. M-am dus acasă, nevastă mea era într-o baltă de sânge, o pierdut sarcina, trăgea, era aproape de moarte, a spus, ce ai făcut? Am dat demisia, mai nevastă. Hai repede la spital. Am crezut că moare. În noaptea de 31 decembrie, spre 1 de Revelion, iar am crezut că moare. M-am dus la o asistentă, când am intrat în apartament, erau o 30 de persoane cu țigările în gură, dansau și beau. Și mi-am spus, doamna Vica, îmi moare nevasta mașină. Apoi adu-o aici în baie. Și am înțeles un lucru. Dumnezeu nu face glume. Noi mai glumim, mai credem că pocăința, Dumnezeu nu face glume. Dar am acceptat slujba iarăși și mi-a mai dat Domnul încă alți copii și am 5 copii și am vrut să vă spun, mi-a vorbit Duhul Sfânt și înainte, mi-a vorbit Duhul Sfânt după aceea și dacă n-ar fi fost lucrarea Duhului Sfânt, care mi-e așa de dragă, nu știu ce mă făcea, că toți puteți fi îmbărbătați prin prorocie și toți puteți căpăta învățătură. Dumnezeu să ne ajute, amin? Am multe lucrări să vă povestesc.
Dar vreau să vorbesc de rezultatul îmbărbătării, dându-mă trei versete. Coloseni, capitolul 2, cu versetul 2. Spuneam 1 Corinteni, capitolul 13, cu 13. Acum dar rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea.